Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod de pe serverul Comandă pe România Roleplay și din câte am înțeles am primit un telefon de la o persoană foarte importantă în acest oraș și am zis că ok, bun, de ce nu? Hai să vedem ce dorește această persoană. Până la urmă e seară. O să vă las și Discord-ul de la server în descriere, vă aștept și pe voi pentru mai mult roleplay, mai mult. Hai că avem un vibe bun. Hai să vedem, nu este mai cum alea acasă, frumos, ne împărcăm motoreta, după cum ați văzut, mașina, nu, ne ocupă acasă. Bine, ce mai întâmplă? Deci, dracule, hai să că mă aud un pic de muzică, sper să nu fie vreo problemă, stai un pic să, sorry, dar n-am ce face. Nu mă așteptam la așa ceva. Parcă e mai mult numai bas decât asta. Bă, suntem pe aici. Da, am uitat să fac ceva important. Să-mi pun eu o armură. De ce? Pentru că armura e foarte importantă și na, bodyguards în altă o să ai tot timpul nevoie de așa ceva. Băi, dacă ați văzut episodul de ieri, știți la ce mă refer? Să-mi ziceți în comentarii dacă v-a plăcut, dacă nu, asta știți voi ce episod. Deci, da. Haideți să îi așteptăm pe oameni. Ne punem frumos. Fumăm o țigară. Bine, țigară zic eu, nu? Umbră oamenii, n-ai nicio treabă. Da, eu cu casca pe cap, da, încep să fumez. E perfect, frate, e perfect. Dar aud pe cineva că vine în spate. Da, mă, de asta am zis. Opa, au venit oamenii? Cineva se aici, Tomberon. Da, da, chiar că. Uite, o mașină, bă. Cred că e asta. Da, bună seara. Bună seara, vecine. Dumneavoastră vindeați mașina aia? Ah, dumneavoastră sunteți domnul cu apelul, da, cel interesant, nu? Da, da, domnul. Dumneavoastră de cine? Cred că locuiește aici pe undeva sau? Da, aici, da, aproape, cu două, okay, case mai încolo. Aici, mai la vânt, da, da, da. Băi, fii atent, am mașină, am, dar trebuie să plecăm de aici. Trebuie să mergem, aveți mașină cu ceva sau? Cum, da, faceți? Da, sigur, avem mașină. Da, da, avem. Bun, 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 hai să mergem până... Mergem cu dumneavoastră. Bine, atunci. Hai să luăm mașinile italiene. Bă, Mihai, mergem cu Lamborghini, nu? Deci aici ăștia, da, sunt băieții care sunt interesați să cumpere. Băgat. Pe unde ar fi? Ah, ok. Stai să deschidem aici. Domnilor, haideți după mine. Haideți, da, luați înainte. Bă, ne-au furat tăia din mafia Curcubeu. Mai că înțeles, da, trebuie să mergem pe contrasens, da. Băi, nu știu cine sunt oamenii, pe am văzut așa un pune mai retro, anii 90-80. Da. Să mai întâmplă. Sau dacă îl prind pe BMW Moise. Da, și unde am rămas? Un pic mai la retro, știi? Și chiar îmi plac persoanele de genul acesta, să zic așa, care sunt mai retro, deoarece, bă, ce zic, sunt de vârsta mea, băi, am glumit. Băi, apropo, ce vreau să zic, fii atent, se va organiza un event, mini-event pe canalul meu de Discord, o să vi-l las acolo în descriere și o să vă aștept, probabil de săptămâna viitoare începem, în fiecare seară o să facem ceva frumos pe canalul de Discord, deci vă aștept acolo, băieți. Sau băieți, fete, nu contează. O să facem un event cu premii, cu un altă, probabil o să ne și distrăm. Vreau să schimb un pic chestia, știi, cu bă, că prea plătitor, bă, că nu m-a, am auzit de la cineva, bă, că nu mai episoade faci pe canalul ăsta, știi, de Discord. Și am zis, ok, bun, atunci să schimbăm, de ce nu? Hai că ajungem imediat.
Și până atunci să vedem de ce interesa băiatul acesta. Deoarece nu știu ce au în gând, să zic așa, știi? Hai că băieții sunt în spatele meu, nu contează, stăm, nu trecem pe roșu, pe asta e. Pe aici o să intrăm, frumos. Și aici... Parchezi aici, domnul. Da, parchezi acolo. Eu sunt de căși, da. Mă, aer, mă, la tine. În pisam, nu? Salut. Salut, domnule. Colegul Fiotin, avem două persoane care sunt interesate să cumpere mașini. Este interesat, da. Argumentul meu ar fi să scoți după prima dată prototipul și după aia o să scotem original, ok? Dar aveți să fie surpriză. Dă-mi trebuie casca aia jos, de pe cap. Da, tu, colegul. Așa, mersi, văd că omul care... Trebuie să cumpere mașină. Ne este mașină. Acum scoate colegul din garaj. Ia. Acesta e un Nissan V8 Turbo, făcut și creat în 2018 Germania. Motor de 5 litri, benzinar. Nu troncă, nu bate, motorul e nou-nouț, poți să deschizi troncă frumos capota. Uite cum se urcă în spate. Puteți să-l controlați, să vedeți. Îți dai italene seama ce puteți face cu ăsta. Aoleu. Îi cărăm pe tot. Vino încoace unde ești, să zic ceva. Pe munte se duce, nu... Îi cărăm pe toți aia din mafia cu rucupeu morți în spate. Da, mă, și asta. Înțeles, opa. Și asta, aoleu. Fii atent, acesta e doar un prototip. Deci acesta e un prototip. Dacă sunteți interesați, vorbim... Nu știu cât e dispus domnul să dea pe această mașină sau să plătiți pe această mașină și... O valiză de bani, domnul. O valiză de bani, ok. Vezi că mașina asta costă în jur de 200.000 de euro. Cum facem? Da, domnul, sunt acolo. Domnul, nu ai problemă de bani, domnul. M-a dus să iau imediat. Bun, okay. Atunci fii atent, voi scoate originalul și... E, păi e posibil ca... E ok. Mă, ce bestie de mașină. Deci fii atent, atunci semnă contractul, nu? Care vrea banii? Care îi ține? Aoleu, bă, nu știu, de la colegul meu banii, eu o să iau acum pârtia. Ia, domnul, aici. Dați-o la colegul acolo, domnul, că... Ia-o tu. Hai, domnul, mai stau mult dați cu ea. Aici, dați și unul. Doi. Mamă, poliție pe aici. Da, nu, se mai întâmplă, nu... Luați-o, domnule. Dacă vă doriți, putem vorbi un pic mai sus, semnăm acolo actele un altă. Da, da, hai sus, că aici să hai de sus. Pentru ce motiv domnul odată de aici? Doriți să cumpărați. Hai da. Sus, te aștept sus. Vom vine acum, este bombalo. Aș dori ca celălalt coleg să păzească mașinile, să nu mă trezi fără ele. Ziceți, domnule, ce a zis? Deci am și o întrebare, pentru ce doresc să cumpărăm această mașină, totuși sunt? Domnul, că noi ne plac mașinile astea mari, aha. 4x4, că mergem pe munte din astea. Mhm. Ați înțeles. Poliția. Ok, deci fii atent, pe hârtia să scrie tot, ce capacitate are motorul, de... În ce an a fost creată, unde a fost creată, câți kilometri are, mașina are în jur de 50.000 de kilometri. Mamă, nouță. Deci, da, e nouță atâta cât a fost din Germania dusă până aici și, na, un pic testată, umblată de noi. Da, cum știți, trebuie să semnăm ceva acolo. Da, desigur. Valiza de bani și semnătura. Valiza i-a dat-o la colegul dumneavoastră mai jos. Ah, bine atunci. Veniți aici, o să vă dau și o copie pe lângă originalul, sau copia voi ține la mine. Să stați cu iau eu imediat. Bine. Ia oricum. Gata, poți să o iau? Da, iau. Poftim. Așa. Perfect. Am că am semnat și aici, furt. Bun, domnul. Ok, deci acolo scrie, eu am copia aici la mine.
Da, domnule. Colegul, ai verificat banii, sau? Am să da, da, cu da, da, da. A verificat, a verificat. Mamă, ce pum i-a dat. Haide, da, colegul, să îi băgăm în mașină. Da, haideți. Haideți să mergem. Doriți să bem o cafea undeva într-un club, gen, sau? Da. Vrei tu italiene? Sau, da, bă, da, bă, eu nu beau alcool, că... Zic cafea. Nu, mă, bă, că mă înroșez la față după aia. Și nu, mă, zic o cafea, nu... Ce, îți vin frică de cafea, sau? Nu, no, nu. No. Atunci no, apă plată, nu. Cu lapte, să fie. Mm-hmm. Măi, dar am și o întrebare. De ce ești așa retro, îmbăcat, anii 80, 70? Eu? A. E, poveste lungă. Am înțeles. Nu, dar încă plec persoanele de genul. Sunt așa gentleman, dacă știi ce zic. Mm-hmm. Dar sunt doi Mihai? Colegul, fii atent. De eu mai vă băgam în mașină. În mașină cu oamenii. Și tu și voi din cealaltă. Veniți după noi. Da, cel mai important. Sau, na, văd că oamenii nu vor să vină. Da, nu știu. Domnul! Da. Dar nu vă doriți să conduceți dumneavoastră mașina, să părtați? Hai că, da, dar chiar că, bă, na, Mihai. Lasă mașina. Lasă-mi parcăz acolo. Domnul, dacă vrei să vă iau eu mașina spre siguranța voastră sau o băgăm acolo în spate la noi? O, lăsați-o aici, domnul. Ai pus-o aici în spate. Ați închis-o, domnul? Da, 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 închis. Așa, domnule. Italine, conduci tu? Vrei să conduci tu? Contează. Hai să mergi la barul ăla. Mama. Să vreau să mă... să beau o cafea. Măi, ce poliția asta? Oh, nebuno. Dă-mă ușor. Da, ușor, îți dai seama. Vreau că se duce asta, nu... Nu e gluma, se vede. Da, da. Fii atent. A zice să... Aici. Aici, aici, aici cred că e, nu? Da, da. Bun atunci. Mai aici și cu muzică, cu de asta, păi... Mie îmi place să vin, na. Vă invit înăuntru, domnilor, poftim. Colegii, unul dintre voi să păzească mașina, dacă... Da, da, stau eu aici. Și să spuneți pe căscuță, na, ce, care faza. Da, m-am îndoi aici. Bun, domnul. Pă, barmanul văd că... Da, nu-i pe aici, dar servire. Dă-i drumul. Eu vreau o cafea. So, hai la masă, bă, Mihai. Hai la masă. Haideți aici, că Nicolo e problemă un pic. Ne-a luat cafea. Eu mă iau de aici, de la barul ăsta. Sigur. O să... Sau așteaptă, că am văzut aici pe masă deja șampanie. Păi na. Mi-au șampanie din asta. Nu, bun, domnilor, hai să ciugnim pentru acest... succes, să zic așa. Noroc. Da, domnule, ce urmesc cu... Noroc. Cafea. Bun. Să trăi. Să vorbim un pic. Voi din... ce faceți? Ce faceți în orașul ăsta? Domnul, ne ocupăm cu niște chestii. Cum ar fi? Puteți zice asta, nu, că numai noi, numai eu sunt pe aici. Numai noi trebuie să suntem. Hai, spune, Mihai. Domnul, suntem, facem parte de mafia italiană. Am înțeles. Mă, nu am mai avut niște contracte cu persoanele alea de acolo, dar... N-am știu că... Ați auzit de Nea Mitică? Da, desigur. A fost un tovarăș foarte bun. L-a fost tata. Am înțeles. Da, am auzit de... povestea aia tristă, să zic așa. Sângere, condolențe. Da. N-am apucat să mă duc la mormântare, dar... Nu. Ce, domnul, mormântare, că l-a pus bebe Moise, nu știu dacă ați auzit de el în Mina Părăsită. Știu, dar mă gândeam că nu, poate, poate l-ai găsit și l-ai... Nu, n-am mai găsit nimic. Acum bântuie acolo Mina Părăsită și n-am mai am ce să-i... Măi, fiate, noi suntem o firmă de pază, în care vă putem și proteja, vă putem ajuta. Am înțeles. Stai, că m-am ridicat eu din greșeală, nu... Deci vă putem ajuta.
Avem arme, avem de toate, cumpărați? Aveți jucării? Da, interesant. Avem niște jucării. Nu pot să arăt acum, pentru că suntem într-un local. Da, da, da. Da, nu mai e nimeni aici. Aș avea eu altă locație în care... Chiar s-ar putea, da, da. Că suntem dispuși. Ne bagăm că avem nevoie să mergem peste aia. Și să-l prindem. Că nu mai mergem acolo la locul feței, cum e, se pronunță corect. Și ni le arătați armele să le vedem și noi după aceea ajungem la un preț corect. Da, desigur. Plecăm acum, v-ați terminat ciocolata caldă. Eu cafea mi-am băut-o. Mm-hmm. Bine. Și eu la fel whisky. Bun atunci. Bun. Haideți să mergem la mașini și să mergem după domnul la locația aceea. Mă, nu știu câți voi sunteți de spus, dar vezi că prețurile arme sunt cam mari prin oraș. Mă, nu le dăm. Vedem, mă. Aia e problema de bani, domnul, că banii se fac. Noi alimentăm pe toată lumea. Ce avere avea. Bun, colegii, fii atent. Vă băgați mașina în spate, noi tot la fel. De pe căscuță ce trebuie să dai. Lasă-mă conduci, îl lăsăm pe domnul să ne ducă la locație. Da, da, da. Nu, că puteam să spun pe GPS, nu. Veniți după mine, colegii. Că m-am făcut fleașcă. Mamă, ce piele are scaunele astea. Da, e piele de șarpe. De crocobaur. E, esențial, șeful meu a vrut să pună piele de papagal, dacă știi ce zic. Și am zis că... Am zis că da, ok, de ce să te complici, na, până la duci, până... Dar de la din Africa, știi, deci nu de la normal. Băi, și am zis, ok, de ce să te complici, hai, băgăm piele de șarpe. E mai frumos, arată mai bine, nu transpiră picioarele astea, dacă pot să zic așa, corp acolo, în el. Și am zis că, mă... Cam scârbos. Ei, e scârbos, desigur, că n-am mor mult șerpi pe basa asta, dar... Sincer, mai bine moare decât să te muște unul. Să fim serioși. Cine era ăla? Nu știu cine era, dar... Papagal. Sigur. Trebuie să-i punem. Sau mai bine zis un șarpe. Nu, eu să conduc un pic, o să fiu atent aici și... Da, da, acum, da. Na. Băi, fii atent, în început ai talent să... Să le dăm câte una alta... Au. Iau. Arme sau de-astea. Și... Da, băi, ce zic? N-am. Știți ce se va întâmpla de acum încolo, nu? Spuneți că am greșit drumul. A greșit. Din greșeală, da. Din greșeală. N-am vrut, nu fac intenție. Vă mai port un pic pe aici, să vedeți. Am fost cu direcție, nu cu intenție. Da, da, da. Sper că și colegii mei s-au reîntors. A, da. Cred că vin? Ai da, reușit. Sunt în spatele nostru. Mă, dar ce liniștit e. Nu, până pot că nu aveți dușmani prin oraș. Nu, în afară de acel baby moise. Momentan. Momentan avem, dar avem, avem și oricum. Destui. Da, da, văd că nu ne urmărește nimeni, nu. Bă, să știi, domnul, că ne urmărea niște mașini tot din astea, cred. Dar nu, era mai mari. Mai mari. Sigur ne-au pierdut. Ne-au pierdut. Nu, gen, când am venit la dumneavoastră la casă. Da, da sigur, da. Nu. Ne-au pierdut. Sigur ne-au pierdut, că n-am... Știi cum e, o firmă de asta de pază nu prea vine toată lumea, știi, ne selectăm clienții, nu? Da, da, da. Mie îmi place de tine că tu ai așa, stilul ăla retro. Te acest domn, cum ai zis că ți-a numele? Mihai. Da, ok, Mihai și cu domnul? Eu mă numesc Armando Gigello, mă. Ok. Eu aș prefera să nu zic numele, dacă se poate, da, dacă da. Nu vă supărați. Bine, am. A zice Gigello. Protecția numelui, na. Gigel este numele dumneavoastră. Da, da. Corect. Stai că de aici trebuie să mergem mai... Ok. Sau culata. Mama, îmi place locația asta. Foarte și mic. Deci fii atent, aici... O să stăm, o să răpă colegii mei, stai un pic, vă așteptați aici. Deci fii atent, dai pe căscuță ce trebuie să dai și trebuie frumos să păzezi zona. Okay.
Și vezi că dacă vine careva, e invitat special. Da, da, da. Aha. Și că vine, vine și... Bun, domnilor. Haideți înăuntru. Sper să nu... fie careva pe aici. A, e gol. Bun, deci fii atent. Avem de la Gheor până la aruncătoare de grenade. M4, PA1, sniper, automat, parașut în caz de ceva, în caz de ești în pericol, banii care nu vă interesează parașută. Pe voi. Da, da. Aia pe drum sau asta de cea cu care zbor? Amândouă. Glanțe de calibru mare, calibru mic, depinde cum ai nevoie. Domnul, ce vreți pe asta de jos? Pe aia de jos cam aș dori 50.000. Fără 24 plus glanțele în jur de 150. Da, cumpărată. Bun. Fii atent. Pot să vă arăt acum un test. Am înțeles de acolo cu tău. Las că m-a luat cu bine, am văzut. Bă, Mihai. Asta nu e bine pe noi, se. De aici. Asta după perete. După perete. Deci fii atent. Am un AK în mână. Nu stă în fața mea, pentru că e posibil să... Deci fii atent. Mamă! Cam asta e... Da, bă... Asta e pe cel mare. Mamă! Acesta e un shotgun. Care, pun exemplu, sparge capul. Mamă! Forță, forță. Acesta e un assault rifle. Asta trage la precizie, mă rog, scuze-mă. Trage precizia, cam atât am momentan aici. Restul da. Vedeți voi, AG-ul nu pot să-l iau, na. Da, mamă, ce e pe sur, acum le văd, mamă. Mă, fii atent, avem TNT-uri, aveți. Știi ce sunt alea? Da, știm. Bun, armuri, pot să vă dau și una, să cred că... Da, nu ai neînțelesea pe noi, armurile. Armurile o să le aștept pe șeful meu, că am rămas fără stoc din greșeală. Am un acolo de prototip și aia. Da, da, înțeles. Lasă-mă banii jos, mă. Ventilatorul pentru... Lasă banii, mă. Mă uitam puțin la ei. Ventilatorul pentru trucuri. Nu știu dacă ai auzit de TNT, dacă ați auzit. Alea în sticlă? Nu, 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 alea sunt Molotov. TNT-ul... Alea care foc italiene la... Da, da și face bum, știi ce zic? Face bum. Da, da, știi, știi. Deci pentru acel baby Moise, armament, băgață. Da, da, mă, ne interesează așa. Trebuie să vorbesc cu Leaca înainte cu bine. Colegul meu. Eu până atunci o să stau și mă, ce m-am luat pe aici, da, ce da. Nu... Măi, mi-a furat din bani, mă. Băi. Ce se cumpără mai de aici, mă, are foarte multe chestii. A furat din bani. Cați, mă. La vreo 5 tankuri din bani. Fii atent ce zic că-mi vine înapoi. 5 tankuri de tankuri de bani am dat. Deci fii atent ce zic că-mi vine înapoi. Lași că mai fur. Punguță, haide! Eu mai fur din bani, mai bat pe aici, prin buzunar. Fii atent. Eu să-i zic să vină o dacă la calculator. Și tu... Ce fur bani acolo la... Da, da, da. Fii atent, poate fur și un pistol de acolo de sus. Încerc să fură, da, da. Așa. Da. V-ați reîntors? Da, da, domnule. Ia, puteți să veniți ăla ca aici, domnule. Că am văzut acest sniper. Aici. Da, am uitat să vă zic că banii sunt fake. Sunt falși. Faza care a fost? Îi facem pentru... A, un să exemplu... Da. Traficanți de bani. Da, da. Ba, nu are de, da, de toate acolo. Bun, spune ce vrei. Nu mă vezi că calculatorul ăsta e cam top să cred. Da, domnule, nu mă ating eu. Uh-huh. Acest sniper aici, mama, e belea. Păi, na, ăla vezi că e făcut din plastic, un exemplu. Și dacă un îl iei, spune. O veni domnul. Domnul. Ok. Bă, ne dați apă, mă, că sunt foarte. Salut! Salut! Cu ce trebuie tu ăsta? Păi v-am venit, unde mi-ați spus. Trebuie să... Da, domnul, cu ce?
trebuia să vii mai încolo. Păi da, dar el m-a adus aici. Nu, tu erai ceva de invitatul special. Deci proful nu trebuie, deci colegul tu l-a făcut la afară. Ce sunt? Ok. Sau de fază aici. Aha! Ce, bă! Da, mă doare în pingă, domnul. Doriți o cafea sau... Ne uitam la televizor ăsta, la calculator. Domnul, da, nu, domne, ferește. Domnul, da, aici pe arta asta ce este, domnul? Aș prefera să nu spun, deoarece a fost un moment de bombardament, să zic așa, acestui oraș. Această zonă a fost, bine, desenat un pic cam după colegul meu, după cum știu să deseneze. Și da. Zona asta trebuia bombardată. Mamă, deci, și eu acolo am casa. L-ai avut. Deci zona asta o să fie bombardată, na, pe viitor. Allah Akbar. Na, să-mi vând casa, mersi că mi-a zis domnul, măcar. Mamă, e acolo până la noi, unde am luat acum casa. Da. Deci fii atent, tot teritoriul ăla o să fie bombardat. Aoleo. Bine, domnul, aș vrea să ordinăm armele pentru mâine, dacă se poate. Da. Și să le aduceți la baza noastră, așa cum să vă zic. Băi, fii atent, o să-mi lași pe locație coordonatele GPS, o mi-semne pe aia acolo în GPS și ne auzim cel posibil mâine. Da, mâine dimineață. Domnul, o să ne întâlnim la parcarea roșie, dacă știți unde este. Da, știu, dar un exemplu, trebuie să iau un tir pentru chestia asta și nu pot să duc tirul în parcarea roșie. O să ne întâlnim lângă, dacă se poate. Lângă, da, da. Da, lângă, nu contează. Da, pe atunci când vedeți un tir, cum veniți după el, pe aia în fața mea, știi? Da, da, da. Bine, codul secret, astăzi stabilim un cod secret, mă. Stabilim o codul. Ziceți voi. Ce cuțe da, crezi să punem? Mersi. Vezi că am și căscuța în urechea, deci așa. Poate te aude colegul meu și te bate. Mamă, ce se trage aici. Nu! Bă, ia zice ce cod folosim. Îmi place înghețata. Îmi place înghețata, da. Îmi place cioca. Aia, dacă îți place domnul... Nu mai ai... Ei, să mai întâmplă. Bine atunci, deci, băi, stai un pic. Deci, domnul, dacă am auzit că vă place cioaca, am plecat. Să face transportul, să fim serioși până la urmă. Să vă face transportul și banii dați la final. Bun? Da, domnul. Da, domnul. Bine atunci. Ați văzut că v-am dat mai banii pe mașina. Nu da, suntem din aia care dau țepe. Bun atunci. Atunci ne auzim pe mâine. În concluzie rămâne, stai mai așa unde pleci. Yes. Rămâne ăsta, codul nostru, îmi place înghețata, da? Da, da, da. Bun. Bun, domn. Bun, hai atunci. Seara faină, să bate mâna și mă bucur că am cu cine să facă față, da, pe urmă. Da. Ăsta trage. Doamnă, eu nu te-am văzut, tu nu m-ai văzut. Desigur. Poți să-i mașina, drum bun. Hai, Mihai, condu tu, că mie mi-e somn. Hai că tu ai și băut. Băi, mi-a dispărut arme, bă, ăla! Bă, nebunule, alu! Hei! Băi, ce țapă m-am luat! Băi, nebunule! Mamă! Băi, băieți! Păi să-l omorâm. Deci fii atent, dacă v-a plăcut acest episod, să nu uitați să-l apăsați butonul de like și subscribe. Eu am fost Time Happy și v-am pupat. Zi faină să aveți. Salut și apropo, weekend plăcut, acest episod se va posta sâmbătă. Și vorbeam de episodul de ieri dacă n-ați câștigat. Salut!